Centrul de Asistență Socială și Cercetare a Interacțiunii Copil-Părinte, în parteneriat cu Departamentul de Asistență Socială din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Primăria Comunei Dumbrăvița și Centrul de Zi Dumbrăvița, a organizat în weekendul trecut evenimentul cu scop caritabil, un altfel de târg de Crăciun. La eveniment au participat producătorii locali și nu numai, pentru a-și face cunoscute produsele și pentru a se alătura proiectului social Implică-te și schimbă destine. Proiect derulat de Casciop. Un număr de peste 40 de mămici de la Academia Mămicilor din Timișoara au participat în calitate de voluntari. Academia Mămicilor din Timișoara este un proiect în cadrul unui ONG, înființat de mine alături de 10 colegi de la Departamentul de Asistență Socială din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Avem foarte, foarte multe evenimente. Am început cu conferințe și seminarii adresate părinților cu tematică de educație parentală, pentru că ne dorim să venim în întâmpinarea comunității noastre prin informații de calitate și permanentă. Colaborăm cu specialiști, toate activitățile noastre se derulează sub formă de voluntariat. La Universitatea de Vest din Timișoara avem constant, în fiecare lună, un eveniment gratuit, conferință, seminar, workshop, în care ne dorim să informăm părinții corect cu ajutorul specialiștilor noștri, predominant cadre didactice universitare. Avem aceste acțiuni caritabile prin care vrem să oferim oamenilor educație socială, să învețe să se implice în activități de acest gen, să se implice și să știe unde să se implice și cum. Vizitatorii au putut cumpăra ornamente și decorațiuni de Crăciun, cărticele senzoriale pentru copii, plastelină handmade, produse cosmetice, prăjituri, dar nu au lipsit nici atelierele pentru copii. La finalul târgului s-au adunat din donațiile expozanților și a participanților suma de 3.283 de lei, urmând să se cumpere alimente de bază care vor ajunge în casele a peste 100 de copii care trăiesc în familii defavorizate la limita subzistenței. Avem aici printre noi un număr de 45 de participanți care și-au prezentat produsele fie confecționate de ei, fie primite, dăruite din inimă pentru a avea același scop până la urmă, de a strânge bani pentru copiii care provin din familii defavorizate. După cum vedeți aici, nu sunt doar expozanți, avem și cumpărători și ne așteptăm la un număr cât mai mare de cumpărători. Acest eveniment a fost organizat în colaborare cu Centrul de Asistență Socială, Cercetare, Interacțiune dintre Copil și Părinte, Academia Mămicilor, Universitatea de Vest și Primăria Comunei Dumbrăvița. Consider că toți oamenii care sunt astăzi prezenți aici își doresc să facă un bine acum înainte de sărbători. Ne-am străduit, ne-am implicat, atât eu cât și doamnele organizatoare, echipa centrului de zi, copiii, toată lumea. Ne dorim ca toți care ne trec pragul centrului de zi să se simtă bine, să simtă oarecum magia sărbătorilor de iarnă. Aproximativ un număr de 100, peste 100 de copii. Vom vedea câți bani se vor strânge, câte pachete putem să facem, bineînțeles pentru copiii care au cea mai mare nevoie. Un alt fel de târg de Crăciun. De ce un alt fel de târg? Pentru că noi suntem un ONG care vrea să susțină comunitatea locală din Dumbrăvița, comunitatea din Timișoara, și vrem să fim un exemplu pentru toți cei care vor să se implice în altfel de activități decât cele cotidiene. Care este scopul acestui târg? Scopul târgului este să reușim să mobilizăm comunitatea locală, iar la finalul evenimentului, în urma donațiilor care vor rezulta, să reușim să ajungem în casele a peste 100 de copii beneficiari ai acestui centru, care se vor bucura de alimente tradiționale de Crăciun. La sfârșitul evenimentului am înțeles că va avea loc și o tombolă. În ce va consta această tombolă? Da, tombola va fi adresată tuturor cumpărătorilor care vin astăzi aici. Sunt produse donate de expozanții prezenți astăzi la Centrul de Zi din Dumbrăvița.
Colega mea, Adriana Roman, se va ocupa în mod special de această parte a evenimentului. Vor fi extrase bilețele pe care fiecare participant le-a primit și acasă vor pleca câțiva cumpărători cu un cadou din partea noastră. Să fie acasă.